Bună ziua! Bună ziua! Astăzi mergem în vizită la prietenii noștri nevoiași care i-am ajutat și care mai ajutăm cu ajutorul Dumnezeu și cu a vostru. Și vreau să vă arăt că Natalia și ea ajută și își împarte dulciurile ei cu copiii. Așa e, Natalia? Da. Deci, o ciocolată Milka, gume topitoare, bomboane, Haribo, ciocolată, încă ciocolată, încă ciocolată, geleuri, ciocolată. Uite, deschis. Nu mai este. Și așa, le dăm și astea? Nu. Da? Nu? Da! Câte? Numai câteva? Câteva. Să te iau. Și mergem la ei, fiindcă o să vă spun eu mai bine pe drum când mergem. Dar acum suntem la faza cu dulciurile și nu prea sunt mulțumit. Aș mai pune ceva. Nu, stai că mai am ceva. Dar le mai ducem și prăjituri. Avem langoș. Da. Știi? Dar nu, să le ducem ceva să aibă copiii. Tati, uite! Da, evita. Dulciurile să le ducă și tati. Mai bine așa. Da. Mai bine și pentru kilogramele noastre și pentru kilogramele celor alte fete. Și toată lumea e mulțumită. Și pentru kilogramele mele. Pe curând. Filmez pentru doamna Mariana. Așa. Am avut scaunul ăsta la Natalia, care l-a avut 6 ani de zile. Angi, poți să le iei pe partea ta? Și acum urmează să punem înălțătorul de la doamna Mariana. Acum, să vedem cum, așa. Aha, știu. Hai, Natalia. Oh, perfect. Nu, hai. Nu-ți place? Nu știu dacă îl pun bine. Stai. Vezi, Angie, pune acolo. Știu că vine pe aici. Angi, trebuie, cred că, băgată... Aha. E bine, așa. Da, e bine. Așa? Nu, stai. Așa, am dat mai jos. E bine acum? Da, bine. Da. Stai bine, iubita? Da. Uh-huh. Unde stai mai bine? Aici sau în scaunul roșu? Aici. Nu, bine. Nu, bine, mergem la vecinii noștri. Ajuns la familia care ați ajutat-o. Da. Uitați, aici e montată mobila care am cumpărat-o din bănuții voștri. Am venit la ei fiindcă o doamnă m-a contactat, o doamnă din Arad, și mi-a spus că are o mobilă de... Are o mobilă de donat și i-o adus acasă. Poți spune că am venit astăzi langoș? Da, da, sigur. Și aici un borcan de gem. Da, mulțumim. Aici e cu zori. Aia-ți place? Da. Pune aici pe masă, Angie, plasă. Plăcere, ce-am mâncat? Plăcere, place. Da? Îmi place. Da, ce primești și-ți place. S-a compromis. Nu, bine că îi le place. Mai aveți aici? Nu-i probleme, nu te-a tot dată, că după aceea mergem în mâncare. Așa e. Mulțumim. Hai că vă arăt și patul care îmi cumpărat. Ipul? În banii voștri, ceau. Mulțumim. Ceau, Larisa. Nu sunt mai modificate, e bine.
Dar perinele care am cumpărat, unde sunt? Așa, cu mile lucru, am înțeles că te-ai angajat. Da, e ok. Da? Ca oricare muncitor, mereu muncim. Uh-huh. Ce să facem? Laura s-a angajat la profi. Da, super. Și soțul lucrează. Nu, săptămâni deja, de nu. Când mă bucur. Și îți place, e ok? Da. Nu. Știți cum e, dacă nu-mi plăcea, nu stăteam. Nu, mă bucur. Dacă vrei să mă duci unde mobila, să-i arăt la doamna, da, știi? Da, sim, haideți aici. Astăzi are asta e... în dulap, le-am lăsat, am și uitat de ele. Asta e mobila care a donat-o. Da, da. Atâta doamna. De la mașină s-o cam zgâria puțin, dar o să văd ce vopțeaua sau ce o să găsesc. Da, și o să... Da, e fain, asta e lemn masiv. Faină. Da. Mi-a plăcut de ea, că e mobilă veche, stil bătrânesc. Da, e lemn masiv, o să nu-i placă așa. Asta, asta e pe timpurile... Da, tot așa că cum au dat-o jos sau când au cărat-o băieții, mi-au spart-o puțin acolo, dar dacă punem ceva înăuntru nu se vede. Nu-mi pare rău. Dar se poate înlocui sticla. O să iau și să o șterg frumos și să o aranjez, dar momentan nu am timp. Stă cu munca, stă de noapte, ziua, dacă nu mă odihnesc, mă duc iară de noapte, iară obosită. Uh-huh. Atunci știți cum e, mă țup acasă și chiar nu vreau discuții și ăsta. Soțul tău unde era munca? Da. Da. Ar trebui să soțească și el, da. Momentan nu știm când și cum. Nu, aici e mobila care ați donat-o. Eu nu m-am implicat cu mult numai cu telefoanele și că, na, am plătit transportul. Da. Oricum, mulțumim frumos de ajutor, asta contează. În ziua de asta să faci un gest frumos, e cam, cum să vă zic, pentru unii foarte rău. Pentru că se gândesc că dau bani aiurea, alții chiar primesc poate mult mai mult decât am primit eu și și-au bătut joc, în maxim nici o lună de zile, că îi arată la televizor și așa mai departe. Dar ați văzut și patul, ați văzut tot, deci nu sunt genul, domn să-mi bag joc. În primul rând, cum îți educi copiii, așa îi ai. Dar eu nu vreau să-i educ ca să distrugă, că nu e ok. Eu că n-am mai avut spațiu. Eu am mai vorbit cu o doamnă și o doamnă mi-a spus că să vorbesc cu o organizație care se cheamă Miros de Cer, știi? Să vorbesc cu ei să vă ajute. I-am contactat, am vorbit cu ei, i-am spus detaliile, acum urmează să mă sune, să văd dacă lucră Domnul în inima lor să vă ajute. Ei v-ar ajuta cu mult mai mult ce am făcut eu până acum. Ce, și să vedem. Nu, eu acum ce pot să spun, deocamdată nu mi-a mai trimis nimeni absolut nimic. Tot ce a fost aproape s-a dus, mai iese ceva bănuț acolo, dar foarte, foarte puțin. Și asta am zis eu acum să vin în speranța să mai facem un video și cu ocazia că doamna a dat mobila cadou, dar și în speranța să mai fac un video micuț. Ca să mai adunăm pentru voi, să vă facem acolo, să facem la copii o baie. Pentru mine ar însemna enorm să aibă o toaletă înăuntru, să aibă un duș înăuntru. Dacă bine voiți dumneavoastră să îi mai trimiteți bănuți la familia nevoiașă pentru a putea să le facem o băiță, eu pun contul la descriere, numărul de cont și... Ca și până acum am fost foarte transparent, oamenii au văzut ce am făcut cu banii de fiecare dată. Am cumpărat absolut tot, am arătat bonurile, am arătat că v-am făcut cumpărături și așa mai departe. Da. Mi se pare ceva normal că oamenii dau bani, oamenii ajută, au un suflet mare. Deci asta... Întreabă joacă. Și... Eu zic că Dumnezeu să fie cu ei. E cel mai Amin. Important. No, bun, hai să mergem acolo la copii să vedem ce face. Deci mobila arată foarte fain. Da. Ok, nu m-am spus grea un pic. Da, am zis aici o să trebuiască vopsea, o să cumpăr cum ori dat-o jos și ăsta oricam zgâriat-o. Da. Deci ei stau aici în chirie și nu au
condiții. Proprietarul e plecat din țară. Aici le-am cumpărat mobila asta, le-am cumpărat aragaz, pată la copii, pături, am video tot postat. Și aici am debarat-o, asta aici o debarat micuță. Dacă putem... prietena mea. Da, mami. Dacă putem să-i facem niște utilități, să poată să aibă toaletă și un duș. Și aici ar trebui dat cu lavabil. Acum vine vară, o să le scoatem afară și o să ne implicăm, probabil o să-mi iau și un concediu pentru treaba asta. După 6 luni, cred că poți să-ți iei concediu. Sau? Pot. Nu știu, zice că la o zi jumate de lucru poți să-ți iei jumătate de zi de concediu. Aha. Da, eu chestia asta momentan o fac pentru că n-am de ce. Da, le las toate așa momentan cum îs și... Da. Nu, bun, atât am vrut să arăt mobila și să fac un video. Și când e momentul potrivit, îmi iau concediu de o săptămână, plătit sau neplătit, cum o să fie, și atunci să știu că mi-aranjez casa așa cum trebuie. Nu, bine, Laura. Fetele-s cu minți? Da. Să zicem că-s cu minți. Da, mami. Bravo. Cam tușesc, uite-i. Nu le trebuie numai afară, nu le trebuie haine. Doamne, că acum îi îmbrac o să jumătate de ceasă zgoi pușcă. Nu, bine, v-am lăsat. Nu i-am făcut. Și dacă nu au haine, nu mai are nimeni. Au fiecare hainele lor, fiecare... Are fiecare hainele lor, fiecare are încălțămintea lui. Da, degeaba. El, cum e Mugli în filme, așa e și el. Mugli 2. Auzi? E gata, deja e aranjat. Auzi-o. Tu și pe el. Da. Îți aranjați dimineața la ora 7, cu capul pe ușă, așa stau și se uită, dar n-au bai că-ți dezbrăcați și ies de la căldură. De-aia tușesc. Acum am zis că săptămâna asta ce bine, o lăs așa până ăsta și mă duc cu ei la doctor. Că o să îi bag în o săptămână de stat acasă. O ghelopată, că-ți dau. Nu, bine, vă lăsăm. La revedere. Ok, mulțumim mult și o zi bună. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. De harul minunat, tu-l cunoști pe acel de care ai cântat. Și mama, atât de multe lucruri te privesc făcând, însă Biblia s-o deschis, nu văd nici când. Știu că-s multe de făcut, vești din greb, din zor până-n apus. Dar oare poți să-ți iei din timp să-mi spui de Domnul până ziua nu s-a dus, nu s-a dus? Poți citi cu mine Biblia să mă ajut să o iubesc și să mă înveț că Domnul aude ce-o rostesc. Nu-i nevoie să îmi predici cum duminica o zi trăiește doar și luni ca un creștin. Tată, îmi spui să fiu așa ca să te poți mândri, dar mă înveți mai mult prin felul de a trăi. Și tată, să ne asiguri traiul, știu că tu muncești și sunt recunoscător că ne îngrijești. Dar din toată munca zilei
îți găsești și timp să pleci nestingerit. Și mă întreb de mai rămâi cu mine o clipă, să-mi genunchezi smerit în zile asfințit. Poți citi cu mine Biblia, să mă ajut să o iubesc și să mă înveți că Domnul aude rugă ce-o rostesc. Nu-i nevoie să îmi predici, când duminica o zi trăiește doar și luni ca un creștin. Poate aceste gânduri nu-i vor da glas, dar nu e timp de pierdut. Doar un lucru-i de făcut, un lucru-i de făcut, să citești cu ei Scriptura, să înțeleagă Său cuvânt. Și să înveți că nici o rugă nu cade la pământ. Nu-i nevoie să le predici cum fac predicator bun. Trăiește doar ca un creștin și lui. Că pot din patul meu singur să mă ridic. Nu sunt mai bun ca alții, dar ești îndurător. Și vreau cu bucurie un mulțumesc să-ți zic. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, din ochi mi-ai dat lumină și pot ca să privesc. Să văd un soare dulce ce luminează zarea, cu fericire în suflet, Doamne, îți mulțumesc. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, cu graincă pe buze să pot ca să vorbesc. Să-nalți și azi cântări ce te slăvesc pe tine, plin de recunoștințe, azi vin și-ți mulțumesc. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, s-aud cum păsărele la geam îmi ciripesc. Un sunt trilul lor, cum ție-ți cântă, Doamne, mă minunez de ele și vreau să-ți mulțumesc. Cu pace pe deplin, deși în jur vuiesc. Veștile cumplite ce răspândesc doar teamă, mai mult ca niciodată, Iisus, îți mulțumesc. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, mă ții cu bunătate în harul tău ceresc. Dumnezeule bun, decât să-ți mulțumesc. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta,
În ochi mi-ai dat lumină și pot ca să privesc, să văd un soare dulce ce luminează zarea cu fericire în suflet. Doamne, îți mulțumesc.